în 2024 cu siguranță nu se mai poartă la machiajele dimineață culorile. Dacă acum 10 ani, spre exemplu, îmi aduc aminte, era trendul cum-of, cam toate miresele din București și din România aveau machiajul cum-of, roz și o dungă albă pe linia apei. În 2024, mireasa este mult mai boiemă, mult mai diafană, se poartă nu în culorile de fapt, majoritatea mireselor care vin la mine îmi cer machiaje nude, cu marouri, piciuri, maxim roz, maxim și evident sclipici. Deci cu siguranță nu se mai poartă culorile. Atunci când alegem paleta de culori pentru o mireasă, cu siguranță nu analizăm doar culoarea ochilor. Dacă vorbim despre machiajul de mireasă, pentru că toate miresele sunt îmbrăcate în alb, da? Cu siguranță culorile nu sunt alese în funcție de culoarea rochei, așa că nu contează doar culoarea ochilor, contează culoarea pielii și culoarea părului. În general, dacă vorbim despre machiajul de mireasă, consider că nu trebuie neapărat să ne axăm pe trend. Trebuie să analizăm colorimetria miresei, trebuie să analizăm volumetria feței și machiajul trebuie să fie unul corector, un machiaj care îi se potrivească. La buze, în continuare, se cere nude-ul, doar că, într-adevăr, sunt mirese care preferă și roșu. Da? Eu, spre exemplu, nu aș recomanda unei mirese să aplice roșu în ziua anunții și vă explic de ce. Eu sunt iubitoare a rujului roșu, dar când am fost mireasă și mie personal mi-a fost foarte greu să merg la baie să mă retușez. Mireasa nu are timp. Recomandarea mea, totuși, miresele să se axeze pe un machiaj mai conturat al ochilor și un ruj nude. Pentru că ochii vorbesc și în poze și în video. Trebuie să înțelegem că machiajul de mireasă este un machiaj foarte complex. În ce sens? El trebuie să arate absolut superb și neîncărcat la lumina zilei. Dar în același timp el trebuie să se vadă la o lumină difuză în restaurant. El trebuie să fie și un machiaj foto sau video, pentru că mireasa trebuie să fie absolut superbă și în poze și în video, pentru că cu asta rămâne, cu amintirile. Și el trebuie gândit un pic. Dacă vine mireasa la noi și ne spune că ea nu vrea un machiaj conturat al ochilor, cu siguranță trebuie să explicăm că un minim de creion estompat sau un minim de fard ușor închis la culoare este important. În caz contrar, ea va părea nemachiată în poze. Și chiar dacă mireasa își dorește un efect foarte natural pe față, acest lucru se poate rezolva, pentru că în ziua de astăzi avem o mulțime de produse pe piață. Este foarte important să alegem fondul de ten în funcție de tipul de ten. Recomandarea mea, să avem grijă la ce produse folosim. Ca prim pas, cel mai important este primerul de machiaj, anume primerul, baza, este produsul care ne ajută ca machiajul nostru să reziste următoarele 24 de ore. Inevitabil, după asta este important și fondul de ten, dar cel mai important din punctul meu de vedere este primerul.